Doi frățiori de 2 ani au murit la Ploiești după ce au căzut de la etajul 10. Potrivit autorităților, în tot acest timp, mama lor era în direct pe Facebook și nu a știut nimic până nu i-a bătut poliția la ușă. Incident șocant și la Zărnești, în județul Brașov. Un depozit plin de artificii a luat foc chiar pe platforma industrială pe care se află și fabrica de armament de la Tohan. Iar provinciile turcești de la Marea Neagră au fost lovite de inundații devastatoare care au ucis cel puțin 9 oameni. Au căzut peste 240 de litri de apă pe metru pătrat în doar câteva ore. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri! Un accident dramatic petrecut în Ploiești cutremură România. O fetiță și un băiețel de 2 ani, frați gemeni, au murit după ce au căzut de la etajul 10 al blocului în care locuiau. Mama i-ar fi lăsat nesupravegheați, ocupată cu o transmisiune în direct pe Facebook. Femeia nu a putut fi audiată pentru că a suferit un șoc și a fost internată la psihiatrie. Atent, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Acestea sunt secvențe dintr-o transmisiune în direct pe Facebook făcută de mama celor doi gemeni. Femeia ascultă muzică și lângă ea este un alt copil. Pe fundal încep să se audă sirenele ambulanțelor. Jos, în fața blocului, are loc o operațiune dramatică de salvare. Sosesc mai multe ambulanțe. Vin și pompieri. În timp ce jandarmii izolează zona, medicii încearcă să le acorde primul ajutor copiilor prăbușiți pe trotuar. De la ferestre, oamenii privesc îngroziți. În apartamentul celor mici, mama lor continuă să transmită în direct pe Facebook. Nu bănuiește că gemenii ar fi pățit ceva. Nu mai văd capul meu, că mă doare cap, am zis. Apoi se aud bătăi în ușă. Urma ca femeia să fie anunțată de nenorocire. Ia vezi, Alina, cine e? Alina! Se pare că gemenii au fost lăsați nesupravegheați și au ieșit pe balcon, unde au găsit un geam deschis. În apropierea ferestrei se afla și o masă pe care cei mici s-ar fi urcat înainte să se prăbușească de la etajul 10. Copiii au căzut pe rând de la ultimul nivel al blocului. Primul băiatul, apoi, în câteva minute, fata. O femeie care se afla la terasa din spatele meu este cea care a sunat prima la 112 și a cerut de urgență intervenția polițiștilor și a pompierilor aici pe Bulevardul Republicii, după ce a văzut pe cei doi frățiori la balcon și a realizat pericolul. Numai că până au ajuns salvatorii aici, din nefericire, gemenii s-au prăbușit în gol. Probabil că i s-a luat unul după altul, copilul, fiind mic, nu știe la ce se expune. Mama copilului, am înțeles că era în altă cameră. Părinții celor doi gemeni se mutaseră doar de 2 zile în bloc. Unii dintre vecini susțin că aseară ar fi auzit certuri între femeie și soțul ei. Bărbatul nu ar fi fost acasă în momentul accidentului. În schimb, în locuință se mai afla o femeie, prietenă cu mama copiilor. S-a auzit o gălăgie ieri, a fost ca o cotrobăială, așa. S-a auzit și muzică. Mama gemenilor a fost dusă la spital în stare de șoc. Acum este internată la psihiatrie. Polițiștii încearcă să lămurească exact ce s-a întâmplat în locuință. Au văzut și ei transmisiunea în direct a mamei și au testat-o să verifice dacă a consumat substanțe interzise sau alcool. Rezultatul există? Momentan nu putem să vă dăm aceste informații. Copiii erau nesupravegheați în momentul în care s-a produs tragedia? Din primele cercetări, cam asta ar reieși. Direcția pentru protecția copilului face propriile verificări în acest caz. Cuplul mai are un copil de 5 ani. Se poate ajunge până la decăderea din drepturile părinte și orice alte măsuri prevăzute de legislație privind sancționarea unor abuzuri sau neglijențe din partea părinților. Polițiștii spun că nu există indicii ca mama să le fi făcut rău copiilor în mod intenționat. Explozii puternice au zdruncinat platforma industrială din Zărnești, județul Brașov, pe care se află inclusiv o fabrică de armament foarte aproape de zona locuită. Un depozit de artificii s-a aprins în timp ce 3 pirotehniști pregăteau un transport pentru Ziua Marinei. În deflagrația care a urmat, unul dintre ei a murit, iar un altul s-a intoxicat cu fum. Depozitul în cauză aparține unei firme recunoscute în țară și străinătate pentru spectacolele de artificii pe care le organizează. Potrivit anchetatorilor, niciunul dintre pirotehniști nu avea contract de muncă, iar depozitul nu fusese autorizat de ITM. A luat tot depozitul foc acolo. Sună la poliție la ceva. Ma! Sună la pompieri.
Sunt secvențe surprinse imediat după ce depozitul în care erau 700 de kilograme de materiale pirotehnice s-a aprins. Artificiile explodează necontrolat și aruncă mingi de foc în toate direcțiile. Apoi, exploziile se intensifică. Ia uite că pleacă în sus! Depozitul de artificii este amplasat pe platforma industrială Tohan. Acolo este și fabrica de armament care produce rachete, bombe și grenade pentru armată. Oamenii din Zărnești s-au temut că a luat foc uzina. Ai în fabrică, mă, nu? În fabrică. Fai de capul meu ce-a luat. A luat foc fabrică. Coloana de fum gros, luminată de artificii, s-a văzut de la peste 5 km depărtare. Un localnic a ridicat o dronă ca să filmeze de la înălțime. 4 autospeciale cu apă și spumă de la ISU Brașov, dar și serviciile voluntare de urgență din 4 localități, au fost trimise să împiedice un dezastru. Pentru pompieri a fost o intervenție riscantă. Artificii care săreau peste tot, am înregistrat cu un deces. De asemenea, o persoană intoxicată cu fum, iar o altă persoană se află la sediul poliției, este în regulă. Potrivit ISU, explozia s-a produs în timp ce 3 pirotehniști pregăteau un transport de artificii pentru Ziua Marinei. Cel care a murit era chiar în depozit și nu a avut nicio șansă. Ceilalți erau în exteriorul halei și așa au scăpat cu viață. Bărbatul care s-a prăpădit avea doar 29 de ani. Era căsătorit și era tatăl unui copil de doar un an. Inspectorii de muncă au transmis că niciunul dintre cei 3 nu avea contract de muncă la compania care deține depozitul. Erau foarte bun meseriaș și era foarte priceput în domeniile astea. Ce s-a întâmplat, nu știu. Surse din anchetă spun că ar fi fost vorba despre o manipulare greșită a materialului pirotehnic combinată cu temperatura extrem de ridicată din interiorul halei metalice. Inspectorii ITM au descoperit că depozitul nu era autorizat pentru desfășurarea de activități pirotehnice. În cazul exploziei, procurorii vorbesc de mai multe infracțiuni pe care le anchetează. Ucidere din culpă, distrugere din culpă, neluarea și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept. Reprezentanții companiei care are depozitul de artificii nu au dorit să comenteze cele întâmplate. Firma, deținută de un om de afaceri din Brașov, a realizat în ultimii 10 ani peste 1000 de spectacole pirotehnice în țară și în străinătate. În 2016, compania a câștigat Marele Premiu și Premiul Publicului la Campionatul Mondial de Artă Pirotehnică. Explozia de pe platforma uzinei de armament le-a stârnit amintiri dureroase localnicilor. Acum 38 de ani, aici s-a produs una dintre cele mai mari tragedii ale epocii comuniste. Una dintre secțiile în care se produceau pulbere explozive a sărit în aer, iar autoritățile au raportat 37 de morți și peste 300 de răniți. Comisia Europeană încearcă să scoată din laptele praf pentru copii, din carne, dar și din vin, plumbul și cadmiul. Aceste metale pot fi extrem de periculoase pentru noi toți. Revenim cu măsuri concrete în câteva momente. Șansele ca omul de afaceri Dragoș Săvulescu să fie extradat în România sunt aproape de zero, o spune avocatul urmăritului internațional. Acesta l-a cerut autorităților elene să țină cont de faptul că fostul acționar de la Dinamo execută deja în Italia pedeapsa și ca urmare nu mai este cazul să fie pus în aplicare mandatul emis în România. Între timp, Săvulescu, aflat sub control judiciar în Grecia, și-a închiriat cu aproape 90.000 de euro până la sfârșitul lunii septembrie vila în care stătea în vacanță. După 2 zile petrecute în arestul poliției, Dragoș Săvulescu a fost eliberat și plasat sub control judiciar. Omul de afaceri nu are voie să părăsească Grecia până la finalizarea procedurilor de extrădare, iar presa elenă notează că el a renoit contractul de închiriere a vilei în care locuiește în Agios Lazaros până la data de 30 septembrie, cu dreptul de a-l renoi până la finalizarea procedurilor judiciare. În tot acest timp, frumoasa lui soție se află într-o stare psihică proastă. Toți ziariștii eleni scriu că Săvulescu a plătit o sumă considerabilă pentru vacanța prelungită forțat și continuă dolce vita într-o vilă cu o chirie de 87.500 de euro. Situată la doar 3 km de centrul orașului Mykonos, proprietatea închiriată de Săvulescu are 8 băi și 8 dormitoare și poate găzdui până la 15 adulți. Decorată la standarde înalte, vila are o vedere panoramică superbă spre Marea Egee. Camerele au intrări separate și sunt dotate cu jacuzzi. În suita de lux, fostul acționar de la Dinamo și iubita sa de origine albaneză au inclusiv 2 piscine. La cerere pot beneficia și de un bucătar, de gărzi de corp sau de servicii spa. Ca să poată fi închiriată, clienții trebuie să plătească peste 28.000 de euro pentru cel puțin 7 zile și să depună o garanție de 5.000 de euro până la plecare. Dragoș Săvulescu a apelat la unul dintre cei mai buni avocați din Atena. Acesta a început să strângă documente și vrea să convingă instanța elenă că omul de afaceri, pe numele căruia există un mandat de executare a pedepsei de 5 ani și jumătate, dar și un mandat european de arestare, nu se mai află sub jurisdicție românească și nu ar trebui extradat în România.
Mihalis Dimitrakopoulos a declarat pentru știrile Pro TV că decizia irevocabilă a curții italiene împotriva clientului meu, conform tratatului Uniunii Europene privind mandatul european de arestare, interzice Greciei să procedeze la extrădarea clientului meu în România. Până acum, instanțele din România, Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație, au refuzat să recunoască decizia italienilor prin care omului de afaceri român i-a fost redusă pedeapsa cu 3 ani, în baza unui decret de grațiere din 2004, iar apoi suspendată. Judecătorii români susțin că nu e posibilă legal o reconsiderare a sentinței prin prisma faptului că o instanță din altă țară a recunoscut o decizie de condamnare, dar a și schimbat-o. Judecătorii greci sunt în postura unei instanțe internaționale care, în baza tratatului Uniunii Europene, trebuie să arbitreze și să decidă care dintre cele două jurisdicții are dreptate în ceea ce privește extrădarea lui Dragoș Săvulescu, cea de la București, care a emis decizia definitivă de condamnare, sau cea italiană, care a redus pedeapsa, ba chiar a suspendat-o. Prima decizie în acest caz am putea avea în luna septembrie, însă surse judiciare elene susțin că soarta lui Dragoș Săvulescu ar putea fi decisă doar de Curtea Supremă de la Atena. Ovidiu Anță, Pro TV. În încercarea de a-i potoli pe vitezomanii de pe autostrăzi, autoritățile române vor să reactiveze radarele fixe. Acestea aparțin Companiei Naționale de Drumuri și nu sunt folosite de mai bine de 10 ani pentru că nu sunt omologate, dar și pentru că din legislație lipsește termenul viteza medie. Cu alte cuvinte, șoferii care vor depăși viteza medie între două puncte de pe șosea vor fi amendați de poliție și vor primi amenda acasă în plic. Radarele fixe ale CNAIR sunt instalate deja pe autostrăzile din România, care au fost construite după 2010. Pe cei aproape 1000 de kilometri de șosea de viteză sunt mai bine de 20 de astfel de sisteme. Acum sunt folosite doar pentru supraveghere. De pildă, între București și Ploiești sunt încă din 2012, de când s-a deschis autostrada. Potrivit CNAIR, radarele fixe sunt diferite de camerele de rovinietă și fixează viteza medie a autoturismului. În momentul în care roțile din fața ale autoturismului ajung pe primul senzor, sistemul face prima poză. Mașina merge 2,5 metri, iar roțile din față ajung pe al doilea senzor. Este momentul în care sistemul calculează viteza medie de deplasare între cei doi senzori. Dacă mașina a depășit viteza legală, proprietarul va primi amenda acasă în plic. Problema este că în acest moment, în legislația românească, nu există definit clar termenul de viteză medie, spun reprezentanții Companiei pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere. Aceste radare fixe nu sunt nici omologate, așa că nu sunteți amendați când treceți pe sub ele, chiar dacă depășiți viteza maximă admisă. Ca să rezolve problemele de legalitate, a fost creat un grup de lucru comun la Ministerul Afacerilor Interne și Compania Națională pentru Infrastructură Rutieră. Scopul grupului este să dezvolte și să extindă aceste sisteme automate la nivel național. Deocamdată, MAI și CNAIR nu au anunțat un termen de finalizare până la care radarele fixe vor deveni active. Motivul pentru care autoritățile vor să folosească radarele fixe ale CNAIR îl reprezintă numărul mare de accidente mortale. Un document al Poliției Rutiere arată că anual aproape 1000 de oameni mor pe șoselele din România. Alimentele și laptele praf pentru copii, carnea, fructele și legumele ar trebui să conțină pe viitor cantități mai mici de metale grele. Comisia Europeană impune un nou regulament prin care sunt reduse limitele maxime admise de plumb și de cadmiu. Ambele sunt toxice, iar în timp pot duce la probleme grave de sănătate și chiar la cancer. Prin noul regulament, Comisia Europeană reduce nivelul maxim admis de plumb pentru o lungă listă de alimente. Vizate sunt în primul rând produsele pentru sugari și copii de vârstă mică. La cele sub formă de praf, de pildă, cantitățile de plumb sunt reduse de la 0,05 mg per kilogram la 0,02. Pe listă găsim și carnea, în special organele, de bovine și ovine, porcine și păsări de curte. Dar și vinul, unde coboară limita pentru băuturile care vor fi produse din recolta de anul viitor. Pentru cadmiu, lista începe tot cu produsele pentru copii. Cele două metale grele se regăsesc însă și în fructe sau legume proaspete. Fiind din tehnologiile vechi de obținere a acumulatorilor și din combustibilii vechi, există cantități foarte mari de plumb în natură, care deja se găsesc în apele subterane, apele de suprafață și așa mai departe. Cadmiu, culmea, încă poate proveni din catalizatori care se folosesc la obținerea maselor plastice. Deci tot ce înseamnă ambalaj al unui aliment poate să conțină unul dintre cele două metale grele. Prezența lor în organism poate duce la grave probleme de sănătate în timp.
chiar dacă avem de a face sau suntem expuși la doze sub doza toxică, în timp această doză este cumulabilă și de la un moment dat se poate trece de doza toxică care rămâne în organism cu efecte pe termen lung. Poți să ajungi ca acest metal greu să intre în interacțiune cu organismul, să producă modificări genetice care determină apariția cancerului pulmonar, prostată, pancreas. Pentru a reduce cantitățile de metale grele din alimente, este nevoie de un control și mai aspru al producției, ambalajelor, inclusiv al alimentației animalelor. Noul regulament european intră în vigoare de la finalul lunii august în toate statele europene. Cum va face parte din planul de acțiune împotriva cancerului, Comisia Europeană a colaborat cu specialiști pentru a coborî, să spunem, nivelurile maxime admise, pentru a ne asigura, practic, că toți cetățenii Uniunii Europene mănâncă sănătos și mai ales știu ceea ce consumă. Produsele fabricate deja pot fi comercializate până la sfârșitul lunii februarie, anul viitor, apoi vor fi interzise în toată Uniunea Europeană. Temperaturile ridicate și furtunile din largul Mării Negre au umplut sudul litoralului de alge. S-au adunat atât de multe la mal încât salvamarii din Vama Veche au rămas blocați în ele cu un ATV. 4.500 de tone au strâns până acum cei de la Apele Române, care lucrează doar noaptea pentru a nu-i deranja pe turiști. Turiștii din sudul litoralului au surprins în imagini cum spre seară valurile aduc la mal alge în straturi de peste 20 de centimetri grosime. În Vama Veche, salvamarii care patrulau cu un ATV s-au opintit în mormanul de plante moarte. Alge în cantități mari sunt și în Olimp sau Mangalia. Dacă intri în apă, algele se prinde de față, de umăr, de păr, ești tot murdar. Nici nu poți să noți, că efectiv se prinde picioare, e dezastru. Și spre seara, dacă veniți mai târziu, efectiv e covor aici, e covor de alge. Este foarte multă mizerie, dar nu, astea sunt condițiile. Dacă am zis că venim aici, până la urmă ce putem face? Nu le putem noi să le culegem acum. E urât, chiar e urât, dar n-ai ce să faci. Adică asta e marea, nu? Până la urmă, cu alge. Specialiștii spun că ne confruntăm cu primul episod mai serios de înflorire de alge din acest sezon estival. De obicei, în funcție de dezvoltarea gara, apare la mai multor condiții și în special temperatura, luminozitatea, curenții marini, culă, furtuni, sunt fenomene care nu le poți previziona. Cei de la Apele Române Dobrogea anunță că de la începutul lunii iulie au strâns cu excavatoarele 4.500 de tone de alge. Deși au un miros greu atunci când intră în putrefacție, algele nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor. Deși a fost un an bun și au o recoltă bogată, fermierii români sunt tot nemulțumiți. Aceștia reclamă că nu au unde să-și vândă marfa și sunt nevoiți să o arunce. Furioși, mai mulți agricultori au mers astăzi la guvern și au cerut sprijin. O soluție ar fi asocierea în cooperative agricole, adică în comunități de fermieri care să depoziteze recolta, iar apoi să o distribuie în magazine. Ionuț a lucrat aproape 5 ani în construcții în Anglia, iar banii câștigați i-a investit în agricultură. Acum numără pierderile. Am un hectar jumate de pepe în care sigur o să-i arunc. Sigur, 100%. Sunt 20 de bani preț. Alți fermieri au venit în Piața Victoriei cu roșii, ardei, castraveți și vinete și le-au împărțit trecătorilor pe care i-au rugat să cumpere din piețe. Să guste roșie românească, să vadă ce avem noi țăranii și ce au ei din market la raft. O soluție pentru acești fermieri ar fi înființarea unor asociații agricole care să le ofere spații de depozitare și contracte cu diferite lanțuri de magazine sau cu fabrici de conserve, ori să acceseze fonduri europene. De exemplu, în Vărăști, județul Giurgiu, de câțiva ani funcționează o cooperativă agricolă pusă pe picioare de 4 fermieri care, la fel, nu reușeau să-și vândă marfa. Acum sunt peste 100 care livrează 10 de tone către un mare lanț de hipermarketuri. În plus, retailerul le-a pus la dispoziție depozite și mașini de transport. Fermierul vine, o aduce aici, îi dăm un om, doi, vine și el cu un om, doi, sortăm, punem în lăzi, etichetăm, palet, fiecare marfă. Avem un plan bine stabilit de iarna, cu ce plantăm, cât putem să ducem la cooperativă. Prima oară ni s-a părut o aberație să avem un plan de producție, dar este foarte bun. Ne-a oferit liniște financiară. Pentru a funcționa un astfel de sistem, oamenii ar trebui să fie informați, iar specialiștii din Ministerul Agriculturii să meargă din poartă în poartă ca să le explice beneficiile unei cooperative. Producătorii se feresc însă să se grupeze în astfel de asociații pe care le asociază cu acele cooperative din perioada comunistă. Vor intra cei care înțeleg ce avantajos este să aparții unei asemenea asocieri comerciale, care este cooperativa. Și că această cooperativă nu are nimic de a face cu vechiul CAP. Depozitele
pot fi create tot de către ei pe baza acestor bani. Am alocat 1 miliard de euro pentru următorii de ani, 2 ani, pentru depozitare, procesare. Un astfel de sistem funcționează de an bun în majoritatea țărilor Uniunii Europene, unde toți fermierii sunt grupați în asociații de producători. În Spania, de exemplu, legumele și fructele care se culeg dimineața ajung seara în depozite. Spațiile de depozitare sunt obligate să afișeze la intrare prețurile care sunt stabilite săptămânal. Fermierii își primesc banii la final de săptămână, iar statul le subvenționează transportul și oferă diferite beneficii. Florentina Bălășoiu, Pro TV. Dacă plănuiți să plecați în vacanță, e bine să știți că de mâine trebuie să prezentați obligatoriu la frontieră certificatul digital. Acest document atestă că sunteți vaccinat, aveți un test PCR negativ sau că ați trecut prin boală. Din păcate, în țară numărul infectărilor este în creștere. Au fost depistate 371 de cazuri noi, iar 98 de persoane au nevoie de terapie intensivă. În urmă cu puțin timp, Comitetul pentru Situații de Urgență a adăugat pe lista roșie a țărilor cu risc epidemiologic ridicat Turcia, Israel și Statele Unite ale Americii. Cei nevaccinați la venirea din aceste zone vor intra în carantină. Sunt țările care sunt de pe roșu. Grecia, India, trebuie să stea. Cei de pe zonă galbenă, dacă au test negativ, sunt liberi. Începând de mâine, situația se va schimba. Vor trece fără probleme de frontierele țărilor din Uniunea Europeană doar persoanele care au un certificat digital. Tranzitarea frontierelor este posibilă și fără acest document, însă cu respectarea normelor naționale de carantină din fiecare stat. De unde veniți? Din Olanda. Este ale domnului. Aveți dovadă de vaccinare? Da, asta e. Asta e? Pfizer? Da. You are coming from Germany. You are free. Până în acest moment, peste 1.500.000 de români și-au generat certificate care atestă vaccinul, trecerea prin boală sau rezultatul negativ al unui test PCR. Pentru generarea unui certificat digital, trebuie să accesați platforma certificat-covid.gov.ro. Aici vă introduceți datele personale și tipul de certificat. Dacă sunteți vaccinat, în recuperare după boală sau dacă aveți rezultatul negativ al unui test PCR, care însă nu are o valabilitate foarte mare. Odată generat, codul QR îl puteți printa sau îl puteți salva în telefon. Apoi îl prezentați la frontieră și nu numai. În Italia, certificatul verde este obligatoriu încă din 6 august pentru a intra în barurile și restaurantele închise, la piscine, teatre, ori cinematografe. Totodată, documentul este necesar și pentru a vizita obiectivele turistice, cum este de pildă turnul din Pisa. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, 81% dintre cazurile de COVID înregistrate săptămâna trecută și aproape 77% dintre decese au vizat persoane nevaccinate. Pentru a încuraja imunizarea din luna septembrie, statul român ar putea oferi tichete de masă în valoare de 100 de lei pentru persoanele cu schema de vaccinare completă. Dependenți de alcool, părăsiți de parteneri sau bolnavi, tot mai mulți români încearcă să se descătușeze. Unii participă la terapie prin râs, unde, printre altele, se bat cu perne. Alții caută grupuri de sprijin care să li se potrivească. Avem detalii despre acest subiect imediat. Pentru al doilea an consecutiv, Ziua Marinei va fi marcată duminică fără public. Sâmbătă însă, turiștii pot participa la Ziua Porților Deschise din Portul Militar, însă doar cei care pot face dovada vaccinării, au unui test negativ sau care au trecut prin boală. Astăzi a avut loc repetiția generală. Inclusiv repetiția generală pentru Ziua Marinei s-a desfășurat într-un spațiu restricționat, în Portul Militar Constanța și nu pe faleza cazinoului, cum se întâmpla de obicei. Astăzi, marinarii militari pun cap la cap toate detaliile pentru buna desfășurare a ceremoniei oficiale din data de 15 august, atunci când este sărbătorită Ziua Marinei. De menționat este faptul că în Portul Militar publicul nu va avea acces, aici se va desfășura ceremonia oficială doar cu prezența autorităților. Turiștii vor putea admira de la distanță, de pe faleza cazinoului sau de pe plajele din nordul litoralului, navele și aparatele de zbor. Formația de nave va fi condusă de fregata Mărășești, cea mai mare navă de război construită vreodată în România, iar pe deasupra va fi survolată de aeronave militare ale forțelor navale române, forțelor aeriene, precum și ale partenerilor britanici și americani.
Sâmbătă, pe 14 august, publicul poate participa la ziua porților deschise în portul militar. Măsurile necesare sunt pentru persoanele peste 12 ani, fie testare PCR sau antigen numai veche de 72 de ore, certificat de vaccinare COVID sau o adeverință care atestă trecerea prin boală. Ziua Marinei Române este strâns legată de Sfânta Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. București, un oraș care primea înainte de pandemie peste 2 milioane de turiști, este pustiu vara aceasta. Străinii atrași în principal de viața de noapte și de jocurile de noroc, oricare veneau la noi în interes de serviciu, au dispărut. În aceste condiții, hotelierii încearcă să găsească noi strategii pentru a supraviețui, iar scăderea tarifelor este primul artificiu. Trebuie să ne reinventăm și să organizăm evenimente culturale ca să avem căutare, spun cei din domeniu. Acest hotel de 4 stele, situat în inima Bucureștiului, încearcă să atragă turiștii prin oferte și promoții. Față de 2019, înainte de pandemie, tarifele au scăzut în medie cu 30%. Astfel că o cameră costă doar 55 de euro pe noapte. Facem eforturi individuale, fiecare dintre noi, hotelierii, pentru a ne promova și a ajunge la grupurile care călătoresc în această perioadă. Vorbim despre familii cu copii care vin în București pentru una, două nopți sau care au nevoie de tranzit, călătoresc către alte destinații. Am luat ca exemplu weekendul 13-15 august. Două persoane care se vor caza la un hotel de 3 sau chiar de 4 stele pot plăti pentru două nopți sub 600 de lei. Hotelierii precizează că turiștii pot beneficia de camere superioare sau vor avea acces la spa. Prin comparație, hoteluri care fac parte din același lanț, dar funcționează în orașe precum Cluj-Napoca sau Sibiu, au tarife cu 3-400 de lei mai mari. În 2020, hotelierii din capitală au pierdut aproximativ 45% din venituri, iar 2021 a venit cu pierderi de 20%. Și totuși, dezvoltarea a continuat pentru că lumea crede în potențialul orașului București. Și asta face ca oferta să fie mai mare în același timp în care cererea e mai mică. Și rezultanta duce la reducerea prețurilor. Va fi foarte greu să revenim. În centrul vechi al Bucureștiului, o clădire istorică s-a transformat într-un complex de 5 stele. Investiția a costat în total 42 de milioane de euro. Este un hotel care era anticipat să se deschidă în această perioadă, deci nedeschiderea lui ar fi fost cu adevărat o pierdere. Pandemia ar putea fi și o oportunitate de a deschide un hotel, pentru că este nevoie de timp pentru a îl face să funcționeze la cote maxime. Pentru a avea din nou fluxul obișnuit de turiști, Bucureștiul are nevoie de o strategie nouă. Trebuie să creștem numărul de atracții cu care vine Bucureștiul și să promovăm mai bine. Când spun numărul de atracții, mă refer să fim puțin mai deschiși în a fi gazde a unor evenimente de anvergură, atât sportive, culturale, de business, de social. În 2019, capitala țării a fost vizitată de 2,3 milioane de turiști. S-au tras focuri de armă pe o stradă circulată în orașul Bocșa din Caraș-Severin. Dar de unde l-a luat? Că avem filmare că nu e. La un control de rutină, polițiștii au încercat să treagă pe dreapta un Ferrari aflat în coloană la o nuntă. Șoferul a încetinit, însă când a ajuns lângă polițist, a accelerat și l-a accidentat. Colegii acestuia au încercat să-l oprească și de aceea au tras în aer 3 focuri de armă. Șoferul mașinii de viteză a fost în cele din urmă oprit la câteva sute de metri distanță de un alt echipaj. În acest moment, bărbatul este audiat, iar avocatul său susține că șoferul nu s-a sustras controlului, ci doar le-ar fi spus polițiștilor că va opri la locul în care se desfășura nunta. TikTok cucerește mapamondul, a depășit Facebook și este cea mai descărcată aplicație din lume. 700 de milioane de oameni o folosesc măcar o dată pe lună, iar majoritatea sunt foarte tineri. Ca să comunice cu ei, în România, instituții serioase precum Armata, DICOT și Ministerul Educației și-au creat conturi pe TikTok. În mulțimea de aplicații sociale, TikTok s-a diferențiat rapid prin modul în care poate fi împărtășit conținutul cu urmăritorii, doar sub forma unor clipuri video de 15 secunde. Oferă instrumente ca oricine să creeze, chiar dacă nu are cunoștințe tehnice. În plus, filmele pot fi distribuite și pe alte rețele, cu logo-ul aplicației. Sunt aturile care i-au făcut pe copii și adolescenți să migreze pe această platformă. Armata Română și-a creat un cont pe TikTok ca să ajungă la publicul tânăr, iar succesul nu s-a lăsat așteptat.
pagina are aproape 300.000 de urmăritori și 4 milioane de aprecieri. Ulterior am început noi să facem videouri de ale noastre, unele din ele care au devenit ele trenduri la rândul lor, inclusiv TikTok-uri interactive în care ei puteau să se pună în pielea unui militar, să rostească jurământul, de exemplu. TikTok a cucerit în România și segmentul de public de 25-34 de ani, pentru că tot mai mulți tineri și-au descărcat aplicația curioși de conținutul de aici. Este o oportunitate pentru companiile care își pot promova produsele în fața lor. Știm din istorie, pentru că foarte mulți giganți care nu s-au putut adapta noilor trenduri, pur și simplu au dispărut de pe piață. O companie de digital marketing și IT din Constanța a trecut prin mai multe etape de selecție pentru a deveni partener oficial al rețelei de socializare. Suntem printre puțini parteneri TikTok din Europa Centrală și de Est și asta ne pune într-o poziție privilegiată. Cele mai urmărite conturi de TikTok de la noi prezintă momente din viața reală a creatorilor de conținut sau a vedetelor din muzică. Am avut prima din România, Coroniță, care atunci era un fel de bifă, Coronița, și am fost declarată de TikTok China ca fiind ambasador TikTok în România. Mă adresez copiilor, adolescenților, adulților care au suflet de copil. Cele mai descărcate aplicații după TikTok sunt în ordine Facebook, WhatsApp, Instagram și Facebook Messenger. Deși sunt discrete, iar oamenii încă se feresc să vorbească despre ele, în România au început să se dezvolte tot mai multe grupuri de sprijin. Sunt comunități de oameni care împart aceleași probleme și care învață cu ajutorul specialiștilor cum să depășească momentele dificile. Cele mai multe li se adresează părinților, persoanelor singure, ori celor cu diverse afecțiuni. Deși pare greu de crezut la prima vedere, această bătaie cu perne a avut loc în timpul unei ședințe unde se aplica terapia prin râs. Este un proiect inspirat din India, adaptat însă obiceiurilor noastre. Monica, de profesie psihoterapeut, organizează de câțiva ani grupuri de sprijin pentru cei interesați de dezvoltarea personală. Terapia prin râs nu presupune stăm pe scaun și spunem glume. Terapia prin râs presupune activitate la nivel fizic, dinamic, ne mobilizăm, facem câteva exerciții de gimnastică, de relaxare, presupune joacă. Pandemia a afectat unele relații de cuplu, iar mulți parteneri au hotărât să meargă pe drumuri diferite. Gabriela este medic, iar primele grupuri de suport pentru persoanele care au trecut printr-un divorț le-a organizat în urmă cu 5 ani. De la ședințe individuale, acum are în jurul ei 10 de participanți. Cei care trec prin grup își scurtează perioada de revenire de după divorț cu luni sau chiar cu ani. Practic, recuperez starea de bine după divorț mult mai repede. Practic, în 3 luni, tu ești capabil să vezi deja cum vrei să fie viața ta în viitor, ce ai de făcut, care sunt pașii care urmează. Pentru că dacă nu faci nimic în perioada asta, riști să stai un an, 2-3, blocat. Peste 200.000 de părinți din România, dar și din străinătate, fac parte din acest grup creat pe Facebook, Educație cu Blândețe. Comunitatea funcționează mai mult online. Sunt sute de postări în fiecare zi despre de la cum să-mi obișnuiesc copilul să facă la oliță, la cum să fac să nu mai țip la el, cum să fac frații să se înțeleagă mai bine, cum să mă înțeleg cu soacra, cum să gestionez relația cu soțul. La fel de căutate și cu rezultate vizibile sunt și grupurile destinate celor cu boli cronice. De multe ori se formează în jurul unor foști pacienți care au învins suferința. În România funcționează câteva asociații care au grijă de persoanele diagnosticate cu cancer. Ne-am gândit cât de important, ba chiar vital este pentru femeile care au trecut printr-un diagnostic de cancer, oricare ar fi fost el, să aibă un grup de suport, să se sprijine una pe cealaltă. Și pentru cei care vor să înfieze un copil, există comunități dedicate, la fel cum există pentru cei cu anxietăți sau care vor să scape de dependența de alcool. Mai în glumă, mai în serios, am putea spune că țara noastră are datorii până în spațiu. Avem restanțe de peste 120 de milioane de euro la Agenția Spațială Europeană, față de care România s-a angajat să plătească anual o contribuție serioasă pentru a putea participa la proiecte. Aproape jumătate din datorii va fi plătită în septembrie, anunță guvernul. Cercetătorii români lucrează la programele spațiale europene, inclusiv la misiunea de explorare a cele mai mari planete din sistemul solar, Jupiter. România participă la programele Agenției Spațiale Europene cu 1200 de specialiști din institute, companii și universități. Ei sunt implicați în misiuni spațiale științifice, în construirea de rachete, dar se ocupă alături de ceilalți colegi europeni și de rețeaua de monitorizare a datelor transmise de sateliți.
cercetătorii români lucrează la racheta Vega C. Este o rachetă mai ușoară, care este însă foarte precisă și care este utilizabilă pentru sateliții de poziționare. Toți avem Waze și lucrăm și la o navetă spațială automată, care se numește Space Rider, care va fi lansată la sfârșitul acestui deceniu. România participă activ la misiunea de explorare numită JUICE, de explorare a planetei Jupiter. Vedem în aceste imagini nava spațială JUICE de 5 tone, aflată acum în pregătiri, care a trecut deja de primele teste făcute în Olanda. În 2022 urmează ca această misiune să fie lansată, iar scopul este de a examina sateliții lui Jupiter vreme de 4 ani. Iar mai apoi, în 2029, ar urma ca misiunea să ajungă și în sistemul planetei Jupiter. Interesant este că în pregătiri această misiune are prevăzute și teste făcute în România contra radiațiilor din spațiu. So JUICE is a very exciting mission. So we are going to explore Jupiter in details, and in particular I would like to know whether there are conditions hospitable for life. Între timp, pentru prima dată din 2008 încoace, Agenția Spațială Europeană testează peste 20.000 de europeni care vor să fie astronauți. Câteva zeci dintre ei vor fi aleși, printre ei ar putea fi și un român. Probabil că nu vom avea un astronaut care să zboare în următorii 4-5 ani cu ESA, dar vom avea un potențial astronaut cel puțin și asta vom cunoaște probabil la jumătatea anului viitor. Până atunci, România își va mai plăti din datoriile acumulate la Agenția Spațială Europeană în perioada 2017-2019, care se ridică la 124 de milioane de euro. Luna viitoare, țara noastră ar urma să plătească jumătate din sumă, a anunțat ministrul cercetării. Un tânăr de 31 de ani a murit în Făgăraș după ce a căzut de pe stânca ce leagă vârfurile Lespes și Călțun. Bărbatul era însoțit de un prieten. Împreună au decis să părăsească traseul marcat și să coboare din creastă printr-un loc îngust și abrupt. Era deja întuneric când unul dintre ei a alunecat și a căzut pe lângă perete. Speriat, celălalt a chemat salvamontul. Două echipaje, unul din Argeș, altul din Sibiu, au reușit să coboare atât supraviețuitorul cât și trupul neînsuflețit. Au petrecut noaptea la un refugiu aflat la peste 2000 de metri altitudine. În această dimineață, bărbatul decedat a fost adus cu elicopterul la poalele muntelui. Mergem acum în Turcia, unde a fost lovită din nou de calamități naturale înspăimântătoare. După incendii devastatoare în partea de sud, unde sunt și stațiuni turistice, ploi ca la potop au provocat inundații masive și alunecări de teren în nord. Sunt cel puțin 9 morți, 10 de răniți și sute de persoane evacuate. Apa furioasă s-a revărsat vijelios în regiunea de coastă a Mării Negre, în provinciile Bartin, Kastamonu, Sinop și Samsun. Într-un oraș, zeci de mașini au fost luate de puhoaie și îngrămădite cu resturi de tot felul. Iar elicopterele au fost ridicate de la sol de zeci de ori pentru a-i ajuta pe sinistrații care se urcaseră pe acoperișuri. Alții au fost salvați din casele înconjurate de ape sau din mașinile prinse de viituri. Ministrul de interne care a venit din Kastamonu să vadă urmările a spus că în unele locuri nivelul apelor revărsate a atins 3-4 metri. N-a mai fost dezastru ca acesta probabil de 50 de ani, dacă nu de un secol, a remarcat și ministrul agriculturii, după ce, în anumite zone, au fost înregistrate cantități de precipitații record, peste 240 de litri pe metru pătrat în doar câteva ore. Inundațiile au provocat și alunecări de teren care au distrus poduri și podețe și au blocat căile rutiere. Și n-a trecut nicio lună de la alte inundații care au făcut prăpăd în nord-estul Turciei și au luat atunci cel puțin 6 vieți omenești. Dezastrele provocate de fenomenele meteo extreme vor continua și va fi din ce în ce mai rău, avertizează specialiștii. Droughts happen, forest fires happen, flash floods happen. But climate change makes all of these more intense, more long lasting, and also it just spreads into areas where we don't normally see these issues. Therefore, it just gets worse because of climate change. Este tot mai rău și în Sicilia, unde s-a înregistrat o temperatură record de 48,8 grade Celsius.
ar putea fi cea mai ridicată înregistrată vreodată pe continentul european, dar măsurătorile făcute la nivel local trebuie omologate de Serviciul Meteo Italian pentru a putea fi recunoscute în mod oficial. Actualul record european de căldură pe continent datează din 1977 cu 48 de grade Celsius înregistrate la Atena, în Grecia. Nu doar în Sicilia sunt incendii extinse de vegetație, ci și în Calabria. Oricum, un val de canicul adus de anticiclonul botezat Lucifer sufocă zilele acestea peninsula italiană. La Roma au fost astăzi 38 de grade. Un elicopter cu 16 oameni la bord, 13 turiști și 3 membri ai echipajului a căzut într-un lac vulcanic din Kamchatka, în extremul Orient Rus. Potrivit autorităților, sunt 8 supraviețuitori. Ceilalți sunt considerați dispăruți, însă ar fi un miracol să mai fie găsit cineva în viață. Pe de altă parte, patronul companiei care organizează zboruri turistice cu elicopterul se află în spatele gratiilor după ce a împușcat un om accidental. A crezut, susține el, că e un urs care caută ceva de mâncare la un depozit de deșeuri. Salvatori și scafandri ai departamentului pentru situații de urgență au fost trimiși în zonă să-i caute pe cei dispăruți. Însă, epava elicopterului s-ar afla pe fundul lacului format în craterul unui fost vulcan, la o adâncime de 100 de metri. 13 turiști, printre care un copil și 3 membri ai echipajului, erau la bordul elicopterului de tip Mi-8, un aparat de zbor din perioada sovietică, atunci când s-a prăbușit și s-a scufundat în apele lacului Kuril. Сейчас силами сотрудников Кронотского заповедника всеми плавсредствами ведутся поиски людей, пока предварительных данных по пострадавшим. Sunt însă 8 supraviețuitori. Просто спал, потому что было видимость никакая, и я понял, что что-то произошло, когда мне просто вода потоком ударила в лицо. Ну, фактически через 5 минут подошло первые две лодки. 5 минут. Мы уже думали, что ну еще бы 5 минут, и скорее всего люди бы начали тонуть. Не выдержаться было там на воде. Elicopterul cu 2 motoare ducea turiști din Moscova și Sankt Petersburg, potrivit agenției RIA Novosti. Cu relief muntos și peisaje de o frumusețe rară, peninsula Kamchatka, situată la 6.000 de kilometri de capitala rusă, este o destinație populară pentru turiști. Aparatul de zbor care s-a prăbușit aparținea companiei Vityaz Aero, deținută de Igor Redkin, un cunoscut politician multimilionar, deputat regional din partea partidului lui Vladimir Putin. Fără legătură cu această tragedie, Redkin era deja în arest. S-a predat de bunăvoie poliției, recunoscând că a ucis accidental un om la un depozit de deșeuri. Susține că l-a confundat cu un urs care ar teroriza localnicii din zonă. Amețit bine de băutură, politicianul a tras un foc de armă chipurile ca să sperie și să alunge ursul. A împușcat însă un tânăr de 30 de ani care căuta fiare vechi. Grav rănit, acesta a murit după ce a fost dus la spital. Acum, Redkin spune că este gata să accepte pedeapsa pe care o va hotărâ tribunalul. Parlamentul Poloniei a adoptat o lege controversată a presei, despre care opoziția susține că amenință libertatea mass media și ar putea afecta relațiile cu Statele Unite. Legea ar putea obliga grupul american Discovery să vândă cea mai mare parte a acțiunilor sale deținute la postul de televiziune privat TVN, adesea critic față de guvernul conservator de la Varșovia. Dar partidul aflat la putere, Lege și Justiție, susține că legea este necesară pentru a împiedica puterile străine ostile să preia controlul asupra companiilor de radiodifuziune din Polonia. Partidul Lege și Justiție, condus de Jaroslav Kaczynski, controlează deja complet televiziunea publică, devenită un mijloc de propagandă guvernamentală. Prin intermediul unei companii de stat, controlează de asemenea o mare parte a presei regionale. În toată Polonia au avut loc proteste împotriva noii legi, care ar interzice companiilor non-europene să dețină mai mult de 49% dintr-o instituție poloneză de presă. Catherine Zeta-Jones se pregătește să o joace pe Morticia într-o nouă serie din familia Addams, și nu oriunde, ci în România. Când va ajunge frumoasa actriță la noi, vă spunem după o scurtă pauză. 21 de zimbri vor fi eliberați zilele acestea în munții Făgăraș, în cadrul unui proiect ambițios de repopulare a masivului cu această specie, dispărută din țara noastră în urmă cu 200 de ani. Animalele au venit din Germania, Marea Britanie, Suedia, dar și din Parcul Vânător Neamț. S-au acomodat timp de câteva luni, astfel încât să formeze două turme care vor trăi în două teritorii diferite. Exemplarele vor fi monitorizate prin GPS. Alți 8 zimbri au fost eliberați în Făgăraș anul trecut, iar primul pui s-a născut astă iarnă în libertate. Pentru ca proiectul să aibă succes, este nevoie ca 100 de animale să supraviețuiască în zonă, spun specialiștii. Actrița Catherine Zeta-Jones vine în România la toamnă pentru o nouă serie din familia Addams. Frumoasa actriță, în vârstă de 51 de ani, o va interpreta chiar pe Morticia. Viitoarea producție cinematografică, în care vom vedea cadre din țara noastră, va avea 8 episoade. Acțiunea se concentrează în jurul mezinei familiei, ajunsă studentă.
Catherine Zeta-Jones s-a făcut remarcat în filme precum Masca lui Zorro sau Ocean's 12, iar în 2003 a câștigat un premiu Oscar pentru rolul din musicalul Chicago. Cu noutățile zilei din sport a sosit alături de noi Ramona Păun. Bună seara, Ramona. Bună seara, Oana. Bună seara tuturor. După ce l-a luat pe Cicâldeu, Galatasaray îi umple de bani și pe cei de la CFR. Oltenii sunt în pericol să fie dați afară de pe Oblemenco. Și PSG mai pregătește un transfer colosal. Messi, Neymar, Ronaldo este atacul monumental cu care PSG vrea să câștige Champions League. Detalii imediat la sport. Turcul plătește încă o ofertă faraonică pentru un român venit de la Istanbul, pe cine a pus ochii Fatih Terim. Rapid visează la încă un jucător de națională, cheșerul e chemat de urgență în Giulești. Nu l-au eliberat comisiile din România și vrea să meargă la TAS. El e dinamovistul cel mai revoltat. Va fi nebunie la derbiul Rapid FCSB. El este fundașul care se pregătește să le dea gol rapidiștilor. Halep, ce dramă! A pierdut la revenirea după 3 luni pe teren și s-a enervat. Patronul cu echipa de fotbal și echipa de căluți, pe cine iubește mai mult? Încă o victorie pentru Dinamo Kiev fără Lucescu pe bancă. Ce s-a întâmplat cu antrenorul român? Ce ofertă exotică! Un român e dorit în campionatul din paradisul vacanțelor. Bucovina, te iubesc! Imagini de vis cu un vicecampion olimpic și soția lui. Portalul român campion la muzică. Radu poate merge la San Remo. Lovitură de grație. Ronaldo la Paris lângă Messi și Neymar. Și nunta celor mai tari suporteri din fotbal. S-a schimbat dansul miresei. Ce urmează după această zi fierbinte știe Magda. Bună seara, Magda! Bună seara, Oana! Bună seara tuturor! Până la ora 23 este în vigoare un cod galben de instabilitate și ploi. În zona Carpaților meridional și de curbură, dar și în nordul Munteniei, vor fi perioade cu averse torențiale, fenomene electrice, intensificarea vântului, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25-40 de litri pe metru pătrat. Mai apar câteva averse și în celelalte zone, mai ales în centrul și în sudul Munteniei, dar cu detaliile vă aștept imediat după sport. Magda, mulțumesc, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează sport, vremea, las fierbinți și filmul Prădătorii. Noi ne revedem mâine la ora 19. O seară minunată tuturor!